ziua, dragi colegi! Bine ne-am reîntâlnit! În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de astăzi. N-am să mai citesc toate proiectele, dar dumneavoastră le aveți pe convocator. Am să încep cu aprobarea ordinii de zi. Dacă sunt obiecții, cine este pentru? Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Ca să fiți informați, știți despre ce este vorba, cine este pentru? Împotriva, se abține cineva? Următorul punct pe ordinea de zi este aprobarea procesului verbal pe care l-ați studiat în ședința pregătitoare. Discuții la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare pentru realizarea documentației tehnico-economice, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare, Zemeș, județul Bacău. Discuții referitoare la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul 2 anul 2017. Discuții referitoare la acest proiect. S-au făcut în ședință de comisii. Discuții și dacă mulțumim. Dacă se punem la vot, cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș în vederea derulării următoarelor contracte de servicii, întreținere drumuri comunale și reparații apă-canal. Discuții referitoare la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare pentru realizarea lucrării de colmatare pârâu Canuș, zona Munteanu, Grosul, Alpoaie. Discuții referitoare la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmire de documentație tehnico-economică etapa 1, tema de proiectare pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, Comuna Zemeș. Discuții referitoare la acest punct? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare pentru întocmirea documentației de actualizare a informațiilor cadastrale în vederea rectificării cărții funciare a drumului DC180A în satul Zemeș și intabulării străzilor Humărie și Sondorului din satul Zemeș, Comuna Zemeș. Discuții referitoare la acest proiect? Poftim, domnul Berțan. Întrebare am și eu. Pentru intabulare, cei care și-au dus gardul de până, că spunea pentru să facă pentru trotuare, sau pentru drum este făcut, pentru trotuare, nu? Am înțeles bine? Da. Pe aia care au venit cu gardul până în drum aproape, ce facem acum ca să intabulăm zona de trotuare? Îi forțăm să-și dea gardul înapoi? Dacă-i cazul, da. Să sperăm că nu-i cazul. Sunt unii dați deci care au venit cu gardul până în șosea. Și acum dacă facem intabulare pentru carte funciară, pentru să fie normal. Dacă-i cazul, da. Da. Mulțumesc. Sperăm să înțeleagă. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zeme și serviciilor subordonate. Discuții referitoare la acest proiect? Nu, discutat. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparații curente a obiectivului bazin apă. Discuțiile referitoare la acest proiect? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei Zemeș a sumei de 11.145,67 lei pentru plata sumelor reprezentând întoarcerea executării conform sentinței civile numărul 927 pe 25.05.2017 pronunțată de jucătăria Măinești, rămasă definitivă și irevocabilă. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini, în vederea efectuării de reparații curente a clădirii și a gardului de la obiectivul grădinița Voinicelul, proprietate publică a Comunei Zemeș, clădire în care își desfășoară activitate și serviciu public de asistență socială al Comunei Zemeș. Discuții referitoare la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Dacă terminăm, prea repede. Dacă s-a discutat, da, foarte scurt, dar noi suntem... S-a discutat pe comisii, tot... Chiar a fost foarte frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș cu Asociația Activ Moinești și Clubul de Ciclism Club Moinești pentru desfășurarea competiției sportive Exco Zemeș Rungu 2017. Discuții referitoare la acest proiect? Exco Zemeș Rungu pe ruta Rungu în lucru, zona lacului. În zona lacului Boierească. Boierească și împrejurimea. Deci Rungu, lacul Boierească. Pe teritoriul localității noastre. Am înțeles. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Diaconu Vasile, domiciliat în Comuna Zeme, județul Bacău, în vederea achiziționării unui aparat auditiv pentru fiica acestuia, Diaconu Crina Ioana. Este vorba de suma 1100 de lei. 1100 de lei pentru Diaconu Crina Ioana, elevă în clasa a 4-a la școala gimnazială Ion Creangă Bălătău, pentru achiziționarea unui aparat auditiv. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 400 lei pentru 5 familii din Comuna Zemeș care împlinesc 50, respectiv 60 de ani de căsătorie până la 31.12.2017. Este vorba despre familia Ghiciușcă Spiridon, Gălușcă Elvira, Anton Vasile, Nica Gheorghe, Hăivacă Vasile. Discuții referitoare? Da, poate. Cine este pentru? Împotriva? Da, au trecut. Abține? Mulțumesc.
proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitude în favoarea Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș. Discuție referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Nu cred că e cazul. Vreți să mai întrebăm în detalii la fiecare punct? La fiecare punct nu, dar s-au discutat de comisii. Dacă au discuții de comisii, s-a aprobat. Ca să o lungim, să ne aflăm întreabă, da. Se poate face și așa. Deci ce am nelămurire am avut, le-am scoriționat? Da. Dacă să știți oamenii, da. Dacă îi... Da, dar de asta știți, mergi cam repede și sunt elegante. Proiect de hotărâre... Da, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei locuințe sociale din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zeme, județul Bacău, domnului Dumitrașcu Sorin Ionuț, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității SC Servicii Comunale Zemeș SRL. Discuții la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Sportive Club Sportiv Gloria Zemeș pe anul 2017. Discuții la acest proiect? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Zemeș pe anul 2017. Discuții referitoare la acest proiect? A fost doamna contabil, ne-a explicat despre ce este vorba. Spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Domnul Deaconu, ce se înțeleg? Împotrivă sau nu? Mă intersectez cu ați votat cu ambele mâini. Ați votat cu ambele mâini, nu? Mulțumesc. Da. Trecem la... Mâine, fac așa sau așa? Da. Trecem la punctul suplimentar de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zeme și serviciilor subordonate. Discuții referitoare la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Da. Divers. Da, trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. Diverse. Probleme curente. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Berța. Domnul Anton. Domnul Romeo de Blau. Domnul Areș. Altcineva? Are cuvântul domnul Berța, se pregătește domnul Anton. Dacă permiteți, doamna președintă, vreau să adresez o întrebare domnului primar. Suntem în trimestrul 3 și știm că am aprobat bani pentru începerea proiectelor sau pentru disarcini pentru picturi, obiectivul Mănăstirea Înălțarea Domnului Strigoi. S-au făcut vreun demers? Da. Vineri a luat legătura doamna de la achiziții, doamna Laura, cu pictorul. Urmează că în cel mai scurt timp să încheie contract. Da, da. Mulțumesc. Da. Da, poate ne ajută Dumnezeu să prindem și o parte din bani. Ca în iarnă să aibă de lucru pictorul acolo. E cald, da. E da, 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 mulțumesc, da. E bine. Și dacă îmi permiți, nu un pic, te superi Adrian, cine era următorul? Eu eram. Îmi dai voie să intervină? Un pic, uite, m-a sunat domnul Chetreanu. Hai să discutăm în direct despre amenajamentul silnic. Dacă tot s-o e video cu vreodată asta, îl sun. Și vedem ce ne zice. Trebuia ca mâine dimineață să vină cu domnul inginer Popescu să demarăm ultima sesiune. Acum vreau să văd dacă ne confirmă și că vine sau nu. Domnul inginer, uite, noi suntem în ședința de Consiliu. Am să dau pe speaker și vreau să spuneți tare, să audă și domnii consilieri
cum decurge contractul nostru, da? Mă auziți? Haideți, uite, dau pe speaker și nu ați să vorbiți, să aude toată lumea, ok? Haideți. Nu-i nimic, trageți un pic pe dreapta, ca puteți vorbi. E bine? Da? A, bine, uite, eu dau pe speaker și nu ați să puteți să le explicați, domnule. Să avem cu preința a doua de anul așa, mâine, urmă la 10, după care o să încheiem contractul cu oameni așa, nu știu, profesiști, care cred că fac eu la mai mult de la bun. Deci mâine, să înțeleg că mâine rămâne cum am stabilit. Mâine la ora 10 vă așteptăm la primărie, ok? Sigur că da, domnul inginer, da? Foarte bine, da. Bun. Deci noi vă așteptăm. Da? Bun. Mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă și drumul. La revedere. Are cuvântul domnul Anton, se pregătește domnul Romeo Dumnezeu. Da, aș vrea către domnul primar, având în vedere că e un an zile de când a luat funcția de primar în comuna Zemeș și totodată și ședința este filmată, unde au acces chiar și din străinătate oameni din comună care sunt plecați. Rog frumos să-mi fac o scurtă prezentare a ce s-a realizat în un an de zile, ce proiecte avem în continuare 2017-2018, domn primar. Am înțeles că o să mai deschid un magazin Andro în comună, nu-i dau numele, nu vreau să-i fac reclamă. Adică sumar așa punctele tari, punctele dacă slabe, știut, unde sunt... Poate mi-aș fi așezat pe hârtie tot ce spune, dar m-a surprins. În mare, domn primar, în mare, așa, da? Punctele tari, punctele slabe... Am să vă citesc așa din memorie. Ce proiecte mai avem și în legătură cu drumul. În primul rând, eu cred că se văd toate, n-au fost postate chiar toate pe site. În primul rând, am continuat proiectele care le-am găsit. Și am crezut că am crezut de cuvință cu dumneavoastră că toate sunt în regulă și toate sunt bune. Sigur. Adică am redepus proiectul pentru cei 5 km de drum de la Bolătău, prin PNDL, proiecte care au fost sistate, după cum se știe. Deci, guvernul a sistat finanțarea acestor proiecte. Rămâne să vedem ca toată lumea, ca toate celelalte localități, dacă prindem și noi finanțare sau dacă nu prindem finanțare, urmează proiectul prin PNDD, cel de la intrare în comuna Zemeș, care de asemenea a fost pretrimis prin examinare. Am terminat baza sportivă, am reușit să facem accesibilă intrarea în comuna Zemeș, pe zoște acolo, doar cu ajutorul unui parteneriat cu OMV Petrom. Am decolmatat podețul și șanțul ăla din zona Pietrosul, la Biserica Catolică, tot printr-o parteneriat cu OMV Petrom, adică fără niciun ban din primărie. Am decolmatat podețele care au fost înfundate, vorbesc de anul trecut. Pentru anul ăsta am făcut niște părculeți în zona Pietrosu, în zona Modrăzău, în zona Bolătău. Am făcut niște lucrări de reabilitare la școală, la școala Ștefan cel Mare, la școala Pietrosu, de asemenea la Bolătău, în limita posibilităților, lucrări care se desfășoară și în anul acesta. Ce au mai fost făcute? Podul la Pietrosu. Biserica, diguirea. Da, îndiguirea podului de la Pietrosu, de la zona școlii ce e acolo? Mihai Eminescu? Mihai Eminescu, da, Pietrosu. Sunt în desfășurare apărările astea. Noi așa le știm. Sunt în desfășurare, da. Pentru comună. Sunt care se uită pe site. Aducem la cunoștință celor care nu sunt în localitatea noastră. Și ce proiecte avem de făcut în 2017-2018? Deci sunt în desfășurare, este proiectul consolidarea malului, respectiv acelor patru zone, da, deci se lucrează la ele. Acelor patru zone care au fost afectate inundațiile din luna iunie 2017-2016. Da, Clubul Zemeș, care tot așa am ajuns la fișa de date, urmează, nu știu, eu cred că cel mult o lună de zile putem scoate la licitații proiectul. Așa ne dorim să credem și cred că așa o să se întâmple. Ce ar mai fi?
Blocul foraj. La blocul foraj care este în lucru. S-au dat spre folosință garsonierele de la care vin din proiectul cel vechi. Și acolo am avut de lucru, au fost tot așa două proiecte pentru gaze care n-au fost prinse și pentru lumină. Da, mănăstirea, să ne ajute Dumnezeu să-și punem ceva bani pentru pictură, dacă se demarează. Am ajutat cumva și comunitatea catolică, au fost și acolo făcut din ce lucrări la Biserica Catolică. Prin gal încercăm să modernizăm infrastructura pietonală, ne dorim să facem, reabilităm trotuarele cu pavele. Și proiectul de la școală, de la școala Ștefan cel Mare, ăsta care e mai mărișor, reabilitarea și eficientizarea, nu? Domnul primar, în caz nu primim finanțare cu drumul ăsta de asfaltare ăștia 5 km în Bolătău, anul ăsta, pentru anul, avem altă soluție, altă variantă, am putea, poate, eu știu, avem un răspuns negativ? Ținând cont de... Eu vă pot promite așa, ținând cont de conjunctura în care ne-am aflat, să știți că am luat în considerare și faptul că există posibilitatea să nu primim finanțare prin PNDL. Nu din considerente politici, nu, chiar nu vreau să mă gândesc la asta. Am încercat și am reușit, spun eu, am fost foarte chivernisiți și încercăm să terminăm anul cu un excedent bugetar. Ne-am propus și sperăm să fie așa, de fapt să nu fie nevoit, să reabilităm drumul la 5 km din bani proprii. Asta în cazul în care nu primim finanțare. Pentru anul. Deci una peste alta, la anul, da. Cred că în proporție nu gazde, trebuie să fie făcut. Avem, da. Deci avem da. Ceva, da. Avem. Cam așa stau lucrurile. Prima ar mai fi multe. V-am spus, m-ați prins de pregătit, ar fi trebuit să notezi pe o hârtie. Sumar, nu e. Ele pentru... sunt publicate pe site majoritatea, sumar. Să știți. Da. Mulți să urmăresc. E bine. Urmăresc. O să încercăm să actualizăm și noi site-ul primăriei tot timpul. Și cu ajutorul dumneavoastră și mai postați dacă e pe Facebook. Da, mai. Da. Atât am avut. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Gârlău. Se pregătește domnul Areș. Da, exact cum a specificat domnul primar, continuarea reabilitării la blocul lui Foraj, aș avea și o rugăminte în momentul, măcar la două zile, ca acel molus care îl scoate de la cele băi, să nu stea cu săptămânile. A doua problemă. Cred că nu a trecut un an de zile de când s-au reabilitat statuile de la Mihai Eminescu, de la Ion Creangă și la Ștefan cel Mare, care sunt într-o stare, cred că până în toamnă vor cădea din nou. Vreți să vă spun punctual la fiecare sau după ce terminați dumneavoastră să vă spun? Bine, puteți să răspundeți la dumneavoastră, nu cred că primesc răspunsul pe loc. Nu, la modul serios. Deci în caietul de sarcini am prins, spre exemplu, astăzi am fost la Bolătău, în caietul de sarcini prins și reabilitarea statuii. Nu, da, au fost reabilitate în trecut. Asta nu înseamnă, domnul primar, lucrarea să fie făcută de calitate și cu materiale de calitate, dacă noi reabilităm... A fost făcută cam târziu, ăsta a fost răspunsul care am primit de la servicii comunale. Da. S-a infiltrat apă, a înghețat și s-a stricat, s-a deteriorat materialul. Iar apoi, situația cam cât ar mai dura, bine, am înțeles. Deci anul ăsta nu se face drumul la Bolătău cu stațiile de microbuzi. Deci toate avizile am înțeles că sunt... Ok, nu știu de ce mai stau de stațiile. Din punctul meu de vedere, hai să vă spun ceva. Da? Eu am considerat o lipsă de respect față de oamenii ăștia. În contextul în care ei nu au drumul, noi să punem stațiile... Noi să venim cu paverii și cu stații noi. Bun. Eu am considerat o lipsă de respect, sincer. Așa am văzut-o eu. Eu aș fi procedat. Da. Este bine. Ar fi procedat. Și exact cum am mai avut și discuția de atâtea... Dar, sincer, n-ai drum să plâng oamenii ăștia de ani de zile de drum. Când afară este foarte cald și nu plouă, e praf, oamenii nu-și pot scoate rufele să le suci. Iar când plouă, este noroi și mocirlă, ar fi culmea noi să ne ducem să montăm stații din plouă. Și cu paveni și stații din plouă. Serios, da. E sfidător. Exact, din nou problema, acum și colegii ceilalți consilieri au adus semnalul la telefon. Chiar nu găsim o firmă de telefonie mobilă. Am vorbit cu toate firmele telefonie mobilă posibile. Toate au luat în calcul. Să știți că niciuna nu a revenit cu ceva concret. Nu știu. Au considerat o investiție foarte mare pe care nu și-o asumă nimeni. Nu știu, mai avem o speranță în contextul în care o să funcționeze la parametri maxim, dar nu știu ce pârlii trebuie să folosiți ca să putem avea semnalul. Da.
Și exact cum s-a discutat și în consiliile de administrație, se precotizează ca de la anul clasele au optat să învețe în schimbul de zi. Am vrea să avem o discuție la nivel și cu director și cu consiliul de administrație care este a școlii, să găsim soluția cea mai optimă, care consider că este necesară pentru absolvenții clasei a 8-a. Pentru că în loc de extindere a școlii, deci nu avem posibilitate, trebuie să vedem care sunt soluții. Știm, având în vedere că avem lângă noi pe doamna Aurora, care este direct implicată în activitatea școlară, eu zic să găsim soluții pentru asta. Cu siguranță. Da, bine, vă mulțumesc. Mulțumesc. Da, aveți cuvântul domnul Aleș. Domnul primar, aș aduce la cunoștință următoarele probleme. În zona sondei 254, a fost personal acolo, sunt în jur de 25-30 de metri de brad uscat din pădurea primăriei, datorită faptului că s-a deversat apă sărată de la distribuitorul respectiv. Adică de la OMV Petrom? OMV Petrom, da. Nu am nimic cu tânșul la OMV Petrom, să știți, că am lucrat și eu în petrol de aproape 48 de ani, dar nu-i posibil să lăsăm braz sănătoși când ăștia de la pensii, oficiul de pensii, casa de pensii Moinești, ce are, mi-a rugat în nenumărate rânduri să-i ajutăm bar în fiecare primărie, cu poate cu un metru, doi de scândură, pentru a să face, să crie pentru cei care decedează. Asta ne-am propus și noi, după ce terminăm cu amenajamentul și începem exploatarea pădurii noastre, să punem deoparte materialul nostru, eu știu, scândură, chiar și lemne de foc. Ăștia, dacă mai sunt lăsați în picioare așa uscați, păcat de ei că se degradează și știm, mai domnule, nu știm, se poate face nimic. Da, credeți-mă că am vorbit și la direcția sindicală la Suceava, și nu-i dă voie să exploatăm. Deci nu-i dă voie să luăm nimic din pădure, decât dacă aveam amenajamentul țelii pe pădure. Am înțeles. Până ironie, că trebuia în 2014, chiar m-am uitat prin contract. Deci în 2014 a fost încheiat contractul și durata contractului era de 12 luni de zile. Am văzut că ați prins acolo de colmatarea părâului Canuș, da, zonele respective. Nu știu cam ce modalitate să găsim, să putem intra. Știți ce a făcut oamenii acolo? S-au dus cu gardul până în pârâu, fiecare s-a întins o lecuță că gardul în stânga, ala din coloș, a rămas pârâul exact pe unde ar trece. Știi, Mlea Costic, uite, vezi, din, nu știu, să nu mă exprim prost, din dorința asta de a se extinde așa pentru câțiva metri, da, își pun singuri în pericol siguranța caselor lor. Siguranța caselor și chiar viața. Știți, eu am ridicat problema, dacă mai țineți merge într-o ședință. Nicio mașină. Dacă, Doamne ferește, îți faci dușmani. Ia foc o casă. Eu acum n-am nimeni, dar să știi, ne-am văzut că pentru că trebuia din start, trebuiau retezate din fașă problemele astea. Știți, când omul a venit cu gardul, nu după 10-20 de ani să te duci și zici omul, bă, dă-ți gardul înapoi. Mai ales în contextul în care oamenii și-au făcut gard de ciment, e greu. Eu, să știți că unde am putut să intervin, am intervenit. Uite, de exemplu, chiar în zona la mine acolo, m-a rugat asta iarnă să dăm buldozer la primărie să le zăpezească ulița, că era zăpada până la brâu. A venit, dar pe unde să intri? Dacă tu ai intrat o palmă cu gardul. Ce o palmă cu gardul? Dacă ar fi fost o singură situație, ăla nu mai e în cap. Au fost vreo 5-6 situații de genul ăsta. Eu cred, domnul primar, de asta vă spun. Și le-am spus și eu, măi fraților, ce faci din palma aia de pământ? Poate că nu poate să intre acum să se dezăpezească acolo. Și aș mai avea o întrebare. S-ar găsi o modalitate sau să cătăm ceva, o portiță pe undeva, să apelăm spitalul ăla Pietrosu care a fost să degradează total. Păcat de el că acolo s-am putea și noi amenaja un azil pentru bătrâni. Cum a reușit s-a făcut pe la Lucăcești și azil, și preot, și... În 2012 l-am solicitat. L-am solicitat să ne dea în proprietate și ne-a dat... Nu, au fost dat în administrare, pe perioadă de 10 ani. 10 ani. Hai să vă spun cum stau lucrurile, chiar am administrator public. În anul 2012, l-am primit în administrare pe perioadă de 10 ani de zile. Nu fac afirmații nefondate, că nu e corect. El
era oarecum deteriorat, să știți. Deci nu l-am primit în condiții foarte bune. Știu. Respectiv acoperișul era spart. Da. Deci noi îl administrăm pe perioadă. De când am venit eu la primărie, cred că sunt vreo 6 adrese făcute. Vrem să îl dăm înapoi. Deci nu îi permitim să investim în el, în contextul în care îl avem doar în administrare. Le-am făcut o solicitare chiar anul ăsta, în primăvară. Am început. A venit o comisie de la Bacău și a spus două lucruri. Și le-am spus, ori ne-l dați nouă de tot, să putem investi în el, ori ne-l luați din administrare. N-am primit. N-am ce primit niciun răspuns. Credeți-mă. Și sunt, cred, vreo 6 solicitări. Deci am adresat. Am înțeles, domnul. Și la ei, și la apele românii, și deci unde am făcut, am făcut. Și am zis că am să fac lunar. În fiecare lună am să fac câte o adresă, până când cineva o să ne răspundă. Pentru că după cei 10 ani de zile, există posibilitatea să vină cineva și spună, bă, l-ai avut 10 ani mai în administrare, da. Acum ai praf. Repară. Păi de-aia l-am luat praf. Și nu se întâmplă de-aia. Și e o situație cam neplăcută, că vă spun. Este foarte neplăcută. A fost, și noi a fost unul din cele mai moderne spitale din zona respectivă. Cel mai renumit spital a fost din zona. Din păcate, deci în primăvară au venit comisia și... Vorba aia. Eu atât am avut. Vă mulțumesc pentru rând. Mulțumesc. Mulțumim. Alte discuții? Nemai fiind alte discuții, declar ședința închisă.